Tornado. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip din seria noastră de pe Metin2ro, server România, mă băieți. De data aceasta suntem aici în Vale la Farmat, pentru că abia s-a terminat mentenanța de vreo jumătate de oră și na, profităm și noi că este puțin mai liber. Videoclipul ăsta o să apară joi, eu îl filmez miercuri, dacă o să îl termin de filmat miercuri, pentru că dacă mă las OBS-ul și mă las internetul și totul e bine, o să apară videoclipul ăsta, o să apară frumos joi. Am zis, hai să venim puțin la farmat, în timpul ăsta facem și cioburile, pentru că, bine, se fac un pic mai greu la metine, dar tot se fac, adică cred că fac în jur de 10 cioburi pe metin, depinde ce mob vin. Și am zis, bă, hai să mai dăm și o, să facem și o sesiune de farmat, că n-am mai făcut de mult, mai ales într-un videoclip, că n-am făcut aproape deloc. Bun, șamanca nu o pot chema din păcate, pentru că pierd foarte mult timp să o chem la mine și rezist și fără buff. Dacă nu vin foarte mulți beduini, și de fapt nu beduini, arcași, dacă nu vin foarte mulți arcași, rezist fără niciun fel de problemă. Am dropat adineauri din primul metin, fasole, frate. Dar, asta. Gen, e drop la fasole la modul general, pentru că nu e, este ora 12.50 și nu scrie nimic pe forum că ar fi drop la fasole. Sau au schimbat ceva între timp și nu știu eu. Spuneți-mi și mie, pentru cei care vă pricepeți mai mult așa la farmat, să zic. E drop la fasole mereu? Sau, că pe bune, dacă știu, adică nu mi-amintesc nimic din de pe forum nu scrie nimic și știu că duminica era înainte, așa, mă rog, pe alte servere drop în general la fasole, noaptea, seara, dar... ciudat. Sau au făcut ei ceva și acum toate metinile dropează și fasolele, sau foarte, foarte greu, dar dropează fasole. Uite, asta nu știu, chiar n-am idee. Că uite, asta e dropată de la eveniment, care nu se stachează cu asta pe care am dropat-o acum. De asta vă zic că asta e negociabilă, asta nu e, sau invers, una dintre ele e negociabilă, în orice caz. Da, e un pic ciudat, că nu mi mai amintesc care e treaba cu chestiile astea. Dacă au modificat ei ceva să pice la toate metinele fasole, eu știu, de la un anumit level încolo. Habar n-am, uite, chiar nu știu, de ce să zic. Nu vreau să-mi dau cu părerea, pentru că nu-mi place. Când nu știu, mai bine întreb și aia e. Acum trebuie să spuneți că, aha, joci metin și habar n-ai cum e cu chestiile astea. Bă, frate, nu e o rușine să spui că nu știi. E o rușine să spui că știi când de fapt nu știi, înțelegi? Așa, mai bine aștept ideile. Părerile voastre, bine, nu l-am întrebat pe Alex, că n-am apucat să-l întreb, e prima oară când dropez de când farmez, că și aseară am farmat puțin și ieri când am mai găsit așa liber prin vale,
Am farmat și pe munte. Așa, o lecuță, dar n-am dropat. Da? E prima oară când dropez, când dropez fasole fără să fie ceva eveniment special, știi? Licoare violet. Hai să vedem. Cartea abilității, ceva, dar asta atac forțat e cea de data trecută și asta, îi dăm și mie o aură, că aseară am dropat o aură, săritura lupului. Mamă, mă umple. Mă umple, mă umple de respect. Clopot caisă, ăstea nu le iau pentru că petul pierd foarte mult timp dacă stau să adun și itemele de pe jos ca să cresc petul. L-am făcut level 26 pe Iohannis, are 3.0 PV, o să aibă la level 40 undeva la 4.5 PV, ceva de genul ăsta. Aici îl sparge băiatul ăsta. Da, hai să schimbăm canalul. Da, la level 40 o să aibă cam 4.5, pardon, cam așa o să aibă. Băi, e ok. Chiar e ok. Crește, a crescut cu 0.7 la început și după aia a crescut cu 0.6 și 0.5. Și acum, ultima oară, numai cu 0.5 a crescut în ultimele dăți. Da, na, aia e. Eu sper să termin cioburile în let's play-ul ăsta. Da, cam slabe șanse să le termin. Dacă nu, o să mergem în templu repede să le terminăm. În cazul în care nu mai găsim metine, să zicem, că poate, eu știu, sunt toate canalele, pe toate canalele sunt sparte metinile. O să mergem repede să facem, să facem cioburile. Ca să dăm și un plus la alchimie, că poate, poate, data asta avem noroc, știi? Scoate și noi rubinul ăla, că nu l-am scos încă. N-am apucat să fac cioburile astăzi pe caracterul secundar, cel de pe schimbă. Trebuie să le fac pe toate level 30, în afară de lican. Și voi că am zis că o să fac un lican de level mic, să-l păstrez eu pentru eventul de Paște sau mă rog. E, am făcut M2 la sufletul lupului roșu pe el. Mi-a mers aseară și o aură, după, că după o săptămână și ceva mi-a mers o aură. N-am făcut încă una și fac M3. Și da, foarte mult hate, frate, deci foarte mult hate pe tema asta cu aura. Ziceți că ați luat-o razna, care e problema? Poți să fac level 90 cu M2 aura, care e problema voastră? Că nu înțeleg, ce sunt pe privat, să cumpăr citite și exo așa la orice pas? Când o să fac rost de MD-uri, când săptămâna viitoare, când o să fie oră veselă, am zis că o să fac niște MD-uri și o să încerc să le investesc, să fac cu aură un M5 acolo, un M6, să vedem. Și ce mai avem nevoie? Eu știu să facem KMD-urile alea. Încerc să nu investesc prea mult. Dar așa, pentru că am trenat și o sesiune și pentru că e totul bine și așa mai departe. Bă, hai să băgăm niște MD-uri, dar când o să fie ora veselă și vedem ce o să facem cu ele. Deci nu mai lăsați hate. Gândiți și voi înainte să lăsați niște comentarii. Adică pe bune. Citite, de unde citite? Dacă farmezi la metine și la boș când sunt citite, te calci în picioare. Plus că eu nu rezist la boșii de aici. Pentru că dacă aș rezista la boșii din vale, da, tată, atunci mai zici, pentru că e altceva. La boși se topează mult mai repede decât la metine. Dar nu rezist. N-am 61, n-am nici măcar 55, să zici că, bă, na. Nu rezist, n-am eșarfă, n-am multe chestii ca să pot să particip ca lumea la evenimentele care se anunță pe forum. Eu pot să particip la... Mamă, ce bucur, deci nu suport chestiile astea. Deci, uitați-vă și voi ce e aici, deci... Mamă, mobi au shop-uri, au pus mobi shop-uri, uitați-vă și voi, e plin pe aici. Doamne, uitați-vă și voi. Dar e chestia asta de o grămadă de vreme și nu știu, fana mea. Da, când o să rezist și mai bine la boș, în hărțile mai mari, atunci da, sau la metine de level mai mare, pentru că la metine de level mai mare e drop-ul mai bun. Nu știu dacă știți chestia asta, dar mapele beta, de exemplu, se dropează mai bine decât în map-1, mult mai bine. Când vine vorba de evenimente sau la boșii de acolo, adică eu știu, schimbă, adaugă, orice fel de chestii. Cu cât e harta mai mică și cât e metinul mai mic, cu atât șansele sunt mai mici de a dropa. Că sunt și mai multe metine în mapul 1, se sparg și mai repede și tot așa, adică nu e, trebuie să fie și un echilibru. De asta nu merită, la 41 nu prea am unde să mă duc în așa fel încât să fie profitabil să fac și eu ceva de pe urma evenimentelor răstura. Așa că nu mai lăsați comentarii aiurea cu aura și cu tot. Lasă, frate, că nu dai tu 10 milioane pe aură. Gândiți-vă că sunt 10 exo, 10 ori 9 milioane, să zicem, aura. Păi sunt 90 milioane așa, direct. 90 de caca doar pe aure. Și din alea 10, dacă merg 3, să fiu mulțumit. 3-4 deja e lux. Poate să meargă și 8. Da, poți să am noroc să meargă și 8, da. N-ai de unde să știi. E o investiție care nu știu dacă are rezultat sau nu. Și nu mai lăsați comentarii că, mamă, am sute de caca. Care sute de caca? Nu am sute de caca, aș fi vrut eu. Dacă aveam sute de caca, nu, normal că îmi permiteam să iau aure. Acum am
6 milioane în inventar, ăștia sunt toți banii. Mai am pe shop încă chestii de vânzare de vreo 6 ori, de 600 de milioane, dar nu se dă, e miticul ăla care încă nu se dă. Na, o să mai scad la preț, o să vedem care cum. Da. Încerc și eu acum să fac, să încerc să profit, să fac bani, să fac combinații, să mă uit cam search shop-ul, vreau să profit de el, să mă uit, să văd, bă, ce e ieftin, ce merită cumpăra și dat mai scump, ce merită, eu știu, pana mea, înțelegeți voi. Bă, vă că nu găsesc nimic, mai caut canalul ăsta și dacă nu găsesc canalul ăsta, o să mergem repede în templu să facem cioburile și o să, bine, cred că pot să le fac și aici, dar se fac mult mai repede în, păi la evente, nu știu. Eram curios ce au zis băieții pe forum. Pe forum, pe strigă. Da, nimic. Da, s-au spart. Păi dai seama că imediat s-au ras. Putem să mergem în deșert, dar nu, că mie nu-mi place să farmez pe mapa aia, deci urăsc să farmez în deșert, efectiv. Sau în munte. Da, și pe munte e harta mare, nu, e nebunie. Adică, de când au făcut update-urile astea cu delulețele, știți că înainte, acum vreo, cred că 3-4 ani de zile, nu erau acele delulețe. În deșert, pe munte, nu erau dealurile alea, știi, care sunt acum pe mapă și efectiv era mapa, bă, terenul era drept, adică vedeai și tu ca lumea. Acum dacă nu ești atent poți să scapi foarte ușor un metin și nu mai îmi place. Și nu prea îmi place mie pe munte în general să farmez pentru că nu prea găsești în general metine. Oariorica, acum să găsim noi loc, aia e întrebarea, ia să vedem. Găsim loc, mergem pe canalul 1, că de obicei pe 1 de fiecare dată găsesc liber. Nu știu de ce, dar bine, probabil nu intră lumea sau evită să intre pe 1. Ai, uite că nu se întâmplă de data asta, de data asta e ocupat. Mamă, hai bă, găsim și noi. Găsim și noi. Trebuie să-mi caut pentru șamancă neapărat un scut, ceva cu 6 int, 8 int, nu zic cu 12 int, că deja e prea scump, dar cu 6 int, 8 int acolo măcar. Aș vrea să găsesc. Ăsta nu spune că acum a venit și fix. Ba, cred că acum a venit băiatul. Da, super tare. Băi, dacă intram și mai devreme, dar mai devreme puțin. Hai. Am dus 5 blesteme la biolog, au mers țeavă, deci 5 blesteme unul după altul. Am făcut între timp level 13 la cal. Cu chinuială mare de tot. Și pot să bat și aici. Mai bate cineva aici. Nu de alta, dar îmi bag licorile verzi și mi-au un frez de la asta. Nu răspunzi. Salut. Băgăm ăsta. Ăsta o arunc pe jos. Băgăm în ușa și hai să dau și o mantie. Dacă n-ai răspuns, eu te-am întrebat. 13,7 KPV, bă, este ok, având în vedere că nu am granat, nu am jad, nu am costum cu PV, nu am pet. Dar e bine că am 2 KPV, full finisați, un K jumate aici, dacă era 2 KPV, aveam 14,2, plus pet încă 3%, asta finisată, băi, e ok. Pentru levelul ăsta, adică mă refer că am norocul că am primit itemele astea cu 2K, știi, full, așa, dacă stăteam cu itemele mele cu un KPV sau un K jumate chel. Pana mea, tu ce faci aici? Bate aici sau? Ba, nu bate, cum să bată, nu cred că rezistă. În fine, hai să trecem noi la treaba noastră, să ne vedem de treabă, mai dăm o mantie că ne permitem să trenăm și noi repede. Să mergem să dăm plusul ăla în alchimie. Am încercat, ați văzut și voi la începutul videoclipului, să facem ceva plusuri. Deci am avut un ghinion. Bine, în același timp și noroc pentru că a ieșit acest coș blasfemie pe care o să-l fac full bonus, o să-i dau un schimbă și o să-l vând. Dacă pică ceva bine, bun pe el, bine, dacă nu, un one și ceva tot scot pe el. Pentru că așa dacă-l vând iau 50-60 probabil și... Acum pentru două adaugă și un schimbă și o marmură ce bag eu în el, cred că merită să-l fac full bonus. Părerea mea, poate dacă pică ceva bun, scot și mai mult pe el, cine știe. Dar cu schimbătoarele alea de la Jigsaw, cu alea B, șansele să spice ceva bun sunt foarte, foarte mici. Că sunt ele de căcat, în general, schimbătoarele alea nu prea spică nimic bun din ele. Nu se compară cu cele site sau cu alea fără B. Ca și adăugătoarele, șoiază alea cu B, mi se pare mai mult decât adaugă alea normale. Părerea mea, nu știu. Din ce am experimentat eu, așa mi se pare.
Ciob, ciob, ciob. Bun, cred că avem încă un cor de făcut. Nu, dacă am puține, ce am pic așa de puține cioburi. M-am umplut de elixire de asta, deci efectiv m-am săturat. Am pe șaman că jumătate de inventar numai de astea. Mi s-a luat. Și n-am ce să fac cu ele, știi că trandafirii îi luam și deschideam pe șamancă, dar am văzut că nu e combinație, pentru că mă umplu de elixire din alea și după aia nu pot să scap de ele, trebuie să le vând la magazin general, probabil. Sper să meargă să fie vândute la magazin general. Bun. Așa, trebuie să fac șamanca 42, pentru că ați văzut, am făcut cercei din aia de level 42 plus 8, trebuie să-i finisez și să-i pun pe șamancă, deci trebuie făcută șamanca level 42, are 42 buline. Da, mi-e foarte greu la farmat să o iau cu mine, pentru că... Beatrice Mișu, da. Da, da, ok, eu termin. Mai aveam două cor. Pana mea, eu am întrebat dacă bate cineva aici, deci aia e. Oricum terminăm repede. Pac, pac, gata, am și terminat. Eu am terminat treaba. Hai să băgăm și coiful ăsta de fier, dacă tot este... Hai să băgăm frumos ăsta, pentru că îmi place, nu știu, îmi place sabia de argint, îmi plac săbile de o mână. Deci pe războinicul corporal, sau în general pe războinic, îmi place foarte mult arma de o mână, decât cea de două mâini. O prefer pe asta de o mână. Le dăm astea jos, să nu se ducă finisajele. Cartea transformării nu pot să citesc. Bine, mai avem pe aici. M-am apucat să citesc pe el de toate. Și transformări și limbi și... În afară de minerit, carte mineritului, na, nu știu, parcă n-aș citi, pentru că nu am eu răbdarea să stau să mineresc în general. Mi se pare că... Bine, merită cu două, măcar cu două caractere să am și șamanca și cu ăsta, să dau într-un minereu, cred că fac 400-500 dintr-un foc așa. Dar trebuie să culegi pietre de finisaj, îți ocupă și alea loc, trebuie să... E un pic de chinuială, n-am ce să zic, e un pic de chinuială. Poate să merite, de exemplu, la argint, la aur. La astea care se găsesc în map 1, păi eu știți cât am dat, nu? Ca să finisez brățara asta de argint. 2 milioane pe bucată și noroc că mi-au mers toate, că dacă nu mergeau, spăgeam 10 milioane numai așa ca să finisez. Deci dacă găsesc un minereu de argint, aur, dar în special argint. Hai că aur alb, abanos, lacrima cer, astea sunt un pic mai ieftine. Dar aur, argint, cupru, ai de cap, meu, sunt scump pe canaiba. Nici nu se dau atât de des, nu se dau atât de bine, nu se vând atât de bine precum restul. Onyx, rubin, avem șansă la rubin, încă un rubin, încă un rubin. Mi-a dat 3 rubine? Ai de viața mea, cum să-ți dea 3 rubine, frate? Deci dacă nici acum nu fac rubinul antic, eu nu știu ce să mai zic, pur și simplu, și de data asta încep direct cu rubinul. Să nu mai ziceți voi că succes... Eșuat. 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 Na, dă-i la alchimie dacă poți, Mișule. Dă-i la alchimie că o să-ți meargă. Dă-i la alchimie, Mișu, că o să-ți meargă, au zis. Că o să eșueze tot. N-au mai zis. Incredibil așa ceva. Doamne ferește. Bine, o să fac corurile și pe celălalt caracter. V-am zis, o să le fac pe toate level 30 și o să fac vreo 20 de coruri pe zi, o să încerc să fac pentru că merită, știi? Bun, hai să facem repede ăsta plus 4. A, hai că îl facem și pe ăsta plus 4. Ia mă, ce zice baba? Așa, de curiozitate, nu că ar conta. Este bine cum se spune, azi ai noroc, văd. Văd că am un noroc de mamă, nu mă dă mă dă noroc afară din casă. Da, băieți, cam asta a fost videoclipul. Mulțumesc că m-ați urmărit, eu am fost Mișu, ne auzim data viitoare. Nu uitați să lași un like, nu uitați să te abonezi și să apeși pe clopoțel ca să primești toate notificările. Baftă!